Băieții fierb de invidie. Robot este concurentul chemat de mai multe fete în camera roșie. Nu pot să cred. Primele tensiuni în casa băieților. Concurenții sunt invidioși pe succesul neașteptat al lui Robot, tânărul care a fost chemat de cele mai multe fete în camera roșie. De data asta chiar nu știu cine m-ar fi putut chema. Cel de-al treilea sezon al emisiunii Casa Iubirii a început de doar câteva zile și deja se întrezăresc primele tensiuni și invidii, mai ales în rândul băieților. În cadrul ediției de astăzi, concurenții au avut parte de primele întâlniri în Camera Roșie, unde au putut să socializeze și să se cunoască mai bine. Rând pe rând, aproape toți concurenții s-au perindat prin Camera Roșie, unde au conversat și au încercat să descopere noi detalii unii despre alții. În ediția de joi, 18 ianuarie 2024, întâlnirile din Camera Roșie vor continua. Julia se va întâlni și cu Laurențiu, unul dintre noi concurenți, despre care va afirma că s-a bucurat văzându-le interesat de ea. Iar tânărul îi va mărturisi că are intenții serioase, dându-i de înțeles că și-ar dori să o cunoască mai bine. Julia, mi-a plăcut faptul că te-am văzut destul de activ când vine vorba de mine, Laurențiu, intențiile mele sunt serioase, cum am spus de la început. Pe de altă parte, Aleina îl va invita pe robot în camera roșie, unde îi va mărturisi că el este băiatul care i-a atras atenția și pe care și-ar dori să-l cunoască mai bine și chiar să se apropie. Robot, vreau să te întreb eu altceva. Care este motivul pentru care m-ai chemat aici? Aleina, tu mi-ai atras atenția cel mai mult. La un moment dat însă, băieții se vor sesiza și își vor exprima nemulțumirea față de faptul că Robot este cel mai solicitat concurent în camera roșie. Acest lucru îi va scoate din minți pe băieți. De parte cel mai invidios va fi Patrick, deoarece se va simți amenințat de succesul colegului sau în rândul fetelor.